Abuzuri ale companiilor de electricitate și ce soluții avem la dispoziție. Despre asta stăm de vorbă cu ministrul energiei Virgil Popescu, studioul Digi24. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Telespectator, ne scrie așa: a semnat un contract nou la 1 iulie 2021. Ne și spune cu ce companie. Cred că e chiar cea din sesizarea ANR. Dar ca să înțeleagă telespectatorii despre ce este vorba. Deci telespectatorul nostru încheie un contract la 1.7.2021 pentru 82 de lei pe megavator. Pe 26.8, adică acum o săptămână, el primește o înștiințare că de la 1 octombrie prețul va fi de fapt de 220 de lei pe megavatul oră. Omul semnase un contract un an pentru prețul de 82. Ce să facă? Păi nu cred că trebuie să mai facă dânsul nimic, că de mâine începe controlul ANR cu protecția consumatorilor la toți furnizorii de gaze. Este vorba, lucrurile sunt foarte simple, că am văzut o felul de interpretări, unii spun că avea voie să facă. Eu mențin același lucru, același punct de vedere ca și ANR, că nu avea voie să facă și vă explic de ce. Stați așa, ce să nu facă? N-avea voie să mărească prețul. N-avea voie să le ceară acest nou contract. Dar asta e o încercare mișelească. Pentru că în mai, e vorba de în mai, au anunțat oferta de la 1 iulie, compania respectivă, nu i-ați dat dumneavoastră numele, să nu-i dau niciun numele, cu preț fix pe un an de zile. Dacă tu modifici prețul și ai anunțat că este preț fix pe un an de zile, modifici prețul, intri sub incidența a două legi. Una e legea protecției consumatorului la ofertă înșelătoare, care nu are amendă așa de mare. A doua este amendă între 5 și 10% pe cifra de afaceri pe legea energiei, pe același lucru, ofertă înșelătoare. Când spune mie cineva că tu m-ai luat ca un client pe un an de zile cu preț fix, nu îmi spui că poți să mi-l modifici, îmi spui că e fix și după aia mi-l modifici, asta nu e ofertă înșelătoare, eu nu pot să cred altfel decât că e ofertă înșelătoare. Deci nu, părerea mea că nu au nicio șansă să facă acest lucru decât dacă vor să ia amest între, pe cifra de afaceri între 5 și 10%, iar la nivelul acelei companii, credeți-mă că sunt sume fabuloase. Deci dacă adică insistă, o să-i afecteze. Care o să-i afecteze. Bun. Dacă vor să insiste, probabil vor merge domnule în instanță, ministru. Vor ataca în instanță amenzile, dar până la urmă eu cred că vor plăti. Eu îi rog pe toți furnizorii să fie corecți, să aibă corectitudine față de clienți și să nu abuzeze de poziția lor dominantă pe piață, pentru că omul nu se uită pe contract când face, când se uită. Se uită la pe ofertă, vede și după care semnează mai departe. Eu îi rog să fie corecți în relația cu clientul român, cu românul care nu are studii juridice, care nu vine în spate, să fie doar corect, să aibă etică comercială, să aibă etică de business, pentru că este o companie mare și cred că etica într-o companie mare trebuie să primeze. Există clienți, există consumatori care au mai citit cu contractele și știu ce înseamnă să semnăm un contract pe un an, pe un preț fix, poți să-mi ceri mie după aia să schimb ce prețuri vrei. Dacă am semnat un contract, ești obligat să-l respecti așa cum sunt și eu obligat să plătesc prețul ăla în fiecare lună. Dar sunt și consumatori care habar n-au și se sperie. Primesc, li se pune sub nas o hârtie și se apucă și semnează. Pentru că nu știu ce e cu noua hârtie. Practic ei se angajează să plătească noul preț ăsta mare de 220 de lei pe megavatul oră. Pentru ei se mai poate face ceva? Îi poate ajuta cineva dacă au făcut greșeala să semneze noul contract? Dacă au semnat un contract în care au clauză de mărire și nu au mers pe ofertă cu preț fix, din păcate acolo nu mai poate ajuta. Acum vorbiți despre primul contract. Dacă este un contract în vigoare, în care prețul nu este fix, nu este stabilit în urma unei oferte care are preț fix și în contract spune că prețul poate fi ajustat, atunci, din păcate, nu-i mai poate. Dar dacă au semnat un contract, dacă cu preț semnat fix, un contract cu preț fix și din greșeală, din sperietură, din orice motiv îl semnează și pe ăsta nou la noul preț, se mai poate face ceva pentru ei? Pentru că i-au căzut în capcană. Eu cred că poate fi, ca o clauză abuzivă, poate fi invocată de către ANPC. Și ANPC are destul de mult know-how în instanță, a câștigat cu băncile procese foarte importante și cred că trebuie să adreseze foarte cu încredere protecției consumatorilor. Eu am discutat atât cu președintele ANR, cât și cu președintele Autorității pentru Protecția Consumatorului și ei sunt pregătiți de aceste controle și primesc sesizările oamenilor ca să îi ajute tocmai pe clienții casnici care nu sunt companii, n-au oficii juridice în spate, n-au expertiză juridică și pot fi ajutați. Acum, există situația consumatorilor care nu au uzat de perioada pe care au avut-o la dispoziție în prima jumătate de an ca să schimbe contractele și se gândesc acum, când au început să vină facturile mari,
să-și schimbe contractele. E târziu sau nu e târziu? Nu, contează foarte mult prețul. Deci contează foarte mult să aleagă în funcție de preț. Să aleagă în funcție de preț și de condițiile care sunt. Dacă găsesc o ofertă de preț fix, poate mai mare un pic, dar pe o perioadă de un an de zile și le convine acel preț, poate să-l ofere. Poate foarte bine să-l accepte. Dacă nu-i convine prețul care-l are, tot poate, poate găsi o altă ofertă cu prețul cel mai mic. Poți să te schimbi oricând, te poți schimba de 10, de 20, de 100 de ori pe an, de la un furnizor la altul. Discutam cu ANRE-ul și eu cred că o să accepte până la urmă propunerea mea, în așa fel încât mutarea, migrarea clientului de la un furnizor la altul să se facă pur și simplu doar în baza ultimei facturi a locului de consum. Să nu mai fie nevoie să aducă tot felul și de buletin și de actul de casă. Și de toate, pentru că în acel loc de consum și acea factură, dacă furnizorul unde pe care îl aleg trimite la furnizorul de unde plec, acela să fie obligat de să transmită tot asta. Eu am avut discuții săptămânii trecute. Președintele ANRE a spus că e o idee bună și că o va examina în interior. Va trebui procedura lor de urmat, pentru că este o reglementare secundară, este rolul ANRE-ului să facă acest lucru. 6 luni? Nu, eu cred 3 luni. Eu cred că în cursul lunii septembrie putem avea această modificare, în așa fel încât să venim în ajutorul oamenilor, se mută mai repede. Dacă nu-i convine un client, a abuzat acel client de poziția lui în relația cu consumatorul, să poată să-și găsească alt client. Clienți hidroelectric, am mai mulți, ne spun așa: am semnat contractul cel nou și încă nu am primit factura pentru luna august, nu am primit-o deloc, i-am sesizat, le-am cerut să-mi trimită factura pe luna august, nu mi-au trimis-o. Există aici mai multe lucruri. Primul dintre ele este că oamenii se tem că la un moment dat vor primi o factură cu mai multe luni și se tem că nu vor putea plăti. Există Aș vrea să le dau o veste bună clienților Hidroelectrica, pe lângă faptul că Hidroelectrica are cel mai mic preț și va fi ținut acest preț fiind ofertă la 1 ianuarie pe un an de zile cu preț fix. Noi, o companie care nu schimbă prețurile până la 31 decembrie, ei au avut de implementat o nouă aplicație informatică. Software-ul vechi care l-aveau pentru baza de clienți persoane fizice a fost depășit cu mult. S-a și văzut în noiembrie, în decembrie, în ianuarie, în februarie, au fost complet depășiți. Au avut în paralel procedura de achiziție a noi software, iar software-ul vechi a dat o groază de rateuri. Clienți care îmi scriau și mie, a durat câteva luni de zile până când le-a fost procesată cererea. Poate unii chiar s-au pierdut cererile și a trebuit... Unii dintre ei au scris și acum. Au trimis să revină. Să se aboneze la Pentru că prețul hidroelectrică este cel mai mic din piață și este un preț la nivelul anului trecut. Și care e vestea aici? Vestea bună este că pentru cei care nu le-au venit acele facturi, nu vor plăti absolut nicio penalitate și vor beneficia inclusiv de eșalonare la plată, dacă facturile sunt mari, pe înțelegere. Am avut discuții cu conducerea hidroelectricii, le-am explicat și au fost întotdeauna de acord. Este culpa hidroelectricii că nu au fost pregătiți sau sunt în implementare de software, lucrul merge mult mai bine în momentul de față. Sunt în implementare, iar faptul că au această vină nu trebuie să se repercuteze asupra clientului. Când se rezolvă? Eu sper ca să o rezolve până la sfârșitul lunii octombrie. Să rezolve toată aplicația și lunii octombrie, să rezolve aplicația informatică în așa fel încât să nu mai avem întârzieri. Problema facturării, cred că în luna septembrie se poate rezolva problema facturării, să le vină facturile oamenilor lună. Și ca să vă dau un exemplu, eu sunt client Hidroelectrica de 2 ani de zile, aproape nici mie nu mi-a venit factura. Ca să știți. Factura pe august n-a venit factura, sau nu, mai n-a multe venit facturi? Pe iulie. Iulie și august n-au venit. Nici pe iulie, nici pe august n-a venit factura. De obicei cam îmi vine așa la două luni îmi vine factura, dar am avut discuție, nu au preceput niciodată penalități, dar am avut discuție și acum o să ia decizie în comitetul lor director să formalizeze acest lucru, că nu e normal. Dacă tu nu trimiți factura, omul nu are de unde să știe, de unde să plătească, iar dacă tu trimiți o sumă mare după într-un anumit interval, o singură dată, este asta destul este de temerea. Greu să plătească și vor beneficia de eșalonări. Vor beneficia de eșalonări. Există și problema celor care spun că nu există cod de facturare. Acolo e vorba de tranziția de la softul vechi la softul nou. Am întrebat și acest lucru, pentru că ce spuneți dumneavoastră, îmi scriu și mie românii pe pagina de Facebook, în comentarii, și credeți-mă că am o echipă care asta urmărește, îmi transmite ca să pot, păi vreau să vin în ajutorul. Că or fi mai mulți.
Sunt multe lucruri. Cum e cu codul de facturare? Nu e vorba de cod de facturare, este vorba de un cod de bare care se trece. Care de obicei este în josul facturii și cu care trebuie mergi. Făcut, iar la implementarea noului software încă n-au ajuns în etapa asta. O să fie și acest cod de facturare de bare de jos cu codul de client, în așa fel să poată plăti electronic. Din iunie am primit 2 cereri, la niciuna n-am primit răspuns de la Hidroelectrica. Intră în răspunsul care vi l-am dat mai devreme. Dar ca să știți, ca nivel de reclamații, acum Hidroelectrica este undeva pe la coadă. Deci sunt companii mari, nu dăm nume. De Hidroelectrica am vorbit. Dați-ne care sunt primii trei, top trei. Deci primii trei sunt Enel și cele Electrica. Enel și Electrica, cu mai multe electricele. Da, în funcție de zona din țară. Deci primele trei sunt. Enelul este campionul, așa ceva, nu înțeleg, pentru că ei sunt de mult pe piață, au aplicații informatice, au forță de vânzări. Nu înțeleg de ce au fost așa depășiți. Probabil că toți au fost luați prin surprindere de migrația asta de la prețul reglementat la prețul concurențial, prost făcută de ANRE, trebuie să recunoaștem și o voi spune de fiecare dată, prost făcută, reglementată de ANRE. Ce au făcut prost? Păi, ne întoarcem înapoi în decembrie. Nu, dar vrem să știm. Ne întoarcem înapoi în decembrie. Și cine corectează asta? Adică ea ușor s-a corectat din mers. Deci în ianuarie 2020 am anunțat cu 1 ianuarie 2021 liberalizarea preții, un an de zile. Păi până în decembrie n-a mișcat ANRE niciun deget. Și-a dat în decembrie de Crăciun un ordin prin care în 30 de zile trebuia să mute toți clienții să-și caute, să facă cozi la ghișe. Ne aducem aminte ce nebunie a fost atunci. Am ieșit, am spus că nu se poate să facem, să împreună să rezolvăm și s-a găsit soluția pe 6 luni de zile cu discount în factură la prețul concurențial și toate lucrurile ăștia vin așa din urmă, cereri din urmă multe de procesat, evident, se suprapun și peste cererile existente și toată lumea se pare că a fost sufocată de cereri. Mă mir la cei mari, pentru că și Enel și Electrica sunt foarte mari, portofoliu foarte mare de clienți, că în continuare n-au reușit să-și găsească cadența. Eu sper ca într-o lună să-și găsească cadența și să nu mai avem probleme de genul acesta. Apropo de electrice, o factură de 27.000 da. De lei. Ce? Am văzut-o și eu azi dimineață pe știri. Din curiozitate, evident că am sunat să văd despre ce e vorba. Pură curiozitate am avut la început, pe lângă partea profesională. Mi s-a spus că este o regularizare pe un an de zile, din 20 august 2020 până în 31 sau până în 20 august 2021. Aici vin cu altă întrebare, de ce se face regularizare la un an de zile? Inițial au zis că ar fi citirea greșită la contoar, după care au revenit, cel puțin mie, mi-au spus că citirea de fapt n-a fost greșită, că asta ar fi citirea, dar au o problemă, că s-ar putea să fie o problemă cu contoarul, au ștornat factura. Deci n-au lăsat omul cu această datorie de plată și că fac o investigație să vadă ce probleme sunt în acea... Deci omul nostru încă stă cu inima în gât? Nu, că e cu... cine știe ștornarea, cât va fi în ștornarea, noua factură? Probabil dacă este o eșalonare, o regularizare la un an de zile, factura va fi măricică, probabil, dar nu cred că la nivelul acesta, adică 27.000 de lei este o sumă foarte mare, chiar împărțită la 12 lei. Faci credit la bancă să-ți plătești electricitatea. Nu știu acolo, deci n-am mai întrebat, poate mi-am să știți dacă e apartament, dacă e casă, dacă e spațiu comercial, dacă e ceva, chiar asta nu știu. Știm că este un consumator casnic. Dacă un consumator casnic este foarte, foarte mult. Enorm. Este enorm. Acum, asta va fi viața noastră de acum înainte? Prețurile astea vor tot crește și vom avea senzația că n-am folosit ocaziile pe care le-am avut prin martie, de exemplu? Era bine să folosim ocaziile, că am făcut atâtea apeluri să ne mutăm în piața concurențială, să încheiem contract pe un an de zile. Era bine dacă foloseam acele ocazii, dar nu. Vestea bună este că prețul pe piața europeană s-a cam stabilizat. Am, de exemplu, în față acum prețurile medii pe piața spot, că până la urmă tot ce s-a discutat, că prețurile au crescut, n-au crescut în piața contractelor la termen, care au fost încheiate anul trecut pentru anul acesta, ci în piața spot a zilei următoare. Adică toate... dumneavoastră ne spuneți acum de unde își cumpără oamenii de unde își cumpără electricitatea pe care nu o vând nouă. Parțial electricitatea, pentru că orice furnizor care are un portofoliu, și asta am spus-o tot timpul, de clienți pe care îi știu, își achiziționează o parte mare din energie în piața contractelor forward, adică anul trecut, spre sfârșitul anului trecut, trebuiau să achiziționeze pentru anul acesta un procent destul de mare, iar diferența
în funcție de dimensiunea portofoliului de clienți, de pe piața spot. Anul trecut, în schimb, piața spot a fost foarte jos. A fost jos de tot la 40 de euro, să zicem, media pe megawatt, pentru că era în pandemie. În urmă cu 2 ani de zile a fost 51 pic de euro. Acum, la 30 august, piața spot este 70 de euro în România și vă pot da și alte exemple de piață spot. În Austria este 64 de euro, în Belgia 62 de euro, Bulgaria 68 de euro, Elveția 66 de euro, Portugalia 69 de euro, România 70, Serbia 70, Slovenia 70. Mai mult ca noi? Mai mult de 70, adică unde? Nicăieri. 70, de ce 70, e cel mai scump 77 la noi? În Italia. 77 în Italia. În Italia. Să știți că România ar beneficia în legătura pe care am făcut-o cu piața vest-europeană, cu Germania, Austria, Polonia, legătura care am făcut-o mai nou, ar beneficia de infuzie, de import de energie electrică din Germania, din țările nordice, mai ieftină. Mai ieftină, dar avem o problemă de, să zicem așa, degătuire a energiei, transferului de energie între Austria și Ungaria. Deci acolo nu este capacitate mare de import și de export, pentru că o linie de 30 de kilometri n-a fost făcută la timp, nici de austrieci, nici de unguri. Și atunci n-ai de unde să iei. Adică să dăm, vina pe unguri când vin factorile astea mari? Nu, că și ungurii au exact ca și noi. Deci piața ungară este identică cu piața românească. Dar astăzi, de exemplu, dacă vorbim de piața spot a zilei de astăzi, România este la 111 euro, Portugalia este la 130 de euro, Ungaria este la 113, Spania este la 130 de euro, Germania este la 110 Acestea euro. Acestea fiind spuse, rapid, domnule ministru, că luăm publicitate și ne întoarcem. Din primăvară încoace, realitatea noastră este că prețurile care ni se propun sunt din ce în ce mai mari. Da, din ce în ce mai mari. Când scăpăm de această realitate? Eu v-am dat degeaba prețul cel mediu, despre care ne spuneți că s-a stabilizat. 70 de euro, care în principal s-a stabilizat. Poate fi 75, poate să crească doar acolo. Pentru că dacă examinăm cu anul 2019, un an aproximativ normal, diferența este de 20 de euro. Prețul certificatului de CO2 a crescut din 2019 până acum cu peste 30 și ceva de euro. Când simțim noi că s-ar putea stabiliza prețul? Eu cred că trebuie să continuăm programul de investiții în producția de energie electrică, pentru că, am spus-o, nu s-au mai făcut investiții de peste 7-8 ani. Ne spuneți după pauză. Trebuie să luăm pauză acum și ne toacem și vorbim inclusiv despre impactul asupra prețurilor generale. Rămâneți cu noi. Bulgarii ne-au promis că ne primesc oricum în sezonul estival. Nu mai e cazul. S-au răzgândit și se schimbă condițiile de călătorie în Bulgaria. Este o destinație foarte prizată de români, cel puțin în vara asta. Și despre ce s-a schimbat, stăm de vorbă imediat cu un reprezentant al Ministerului de Externe. Se schimbă lucrurile și în privința călătoriilor în Spania. Dar până atunci, cum v-am spus, în studioul Digi24, Ministrul Energiei, Virgil Popescu, domnule ministru, un contract nou cu abonament sau fără? Dacă am consum mare de energie electrică, adică consum foarte mulți kilowați, atunci abonamentul îmi dă un preț mai mic, iar valoarea abonamentului în costul total al facturii e foarte mică. Dacă consum puțin, valoarea abonamentului în factură este mare și atunci nu este rentabil. Deci este rentabil dacă sunt un consumator mare, iar valoarea ofertei cu abonament are un preț mai mic al energiei electrice. E același lucru cu consumul estimat sau abonamentul și consumul estimat? Abonamentul însoțește o ofertă cu un preț mai mic, de regulă mai mic, de energie electrice. Îl iau acest pachet dacă eu sunt un consumator mai mare decât media de consum de energie electrică, pentru că atunci valoarea abonamentului lunar în prețul facturii este mică, pentru că primează valoarea energiei electrice. Dacă eu am un consum mic, ca să vă dau un exemplu, dacă consum 50 de kW și abonamentul este de 30 de bani pe lună, asta înseamnă că mă duce în 30 de zile la 10 lei. 50 de kW ori 0,6, cât 0,62 cât are hidroelectrica acum, înseamnă 30 de lei. 30 de lei față de 10 lei față de 30 de lei este foarte mult. Dacă eu consum 1000 de kW, atunci 10 lei la 300 de lei, cât e la 600 de lei cât e valoarea facturii mele, e foarte puțin. Un telespectator ne spune că are o casă în România pe care nu o folosește, stă închisă și trebuie să plătească și un consum estimat.
în condițiile în care el, de fapt, n-are consum acolo. Ar trebui să ia legătura cu furnizorul de energie electrică și să-și modifice, pentru că inițial când a făcut contractul a dat niște consumuri estimate. Să-și modifice contractul. Estimatul. Să pună zero estimatul. Am avut și eu aceeași problemă într-o casă a părinților, unde nu mai stă nimeni acolo și am modificat estimatul la zero. Plăteam 10 lei, 15 lei, că se vedea până la urmă istoricul de consum și am modificat estimatul și n-a mai fost nevoie. Asta cu vreo 2-3 ani. Bun. Prețuri. Care credeți că va fi până la prețuri? Haideți să vedem. Știți care sunt cele 3 ceasurile? Știți. Că ne-a spus că sunteți foarte prezent pe Facebook. Haideți să vedem și pentru telespectatorii noștri care sunt cele 3 ceasurile. Iată-le. Ceasul de apă, ceasul de gaz și ceasul de electricitate. V-ați fi gândit? Vorbim de cele două. Haideți să nu vorbim de apă, cele două. Nu mă pricep la ele. Nu. Despre electricitate și gaz, spuneți-ne dacă majorările astea vor continua. Ne-ați spus că la un moment dat va veni o stabilizare. Când? Deci eu cred că pe piața energiei electrice deja s-a ajuns la un nivel care vom asista la un platou. Și la gaze naturale asistăm la un platou, numai că la gaze naturale, spre deosebire de energie electrică, unde avem clar explicații, certificatul de CO2, lipsa de producție, consumul mare, la gaze naturale prețul, după mine, este dat clar de către gazul rusesc. Deci s-a hotărât, Gazprom a mărit gazul pentru Europa. Are 40% din consumul Europei este dat de către Gazprom, automat este market maker, face prețul de la gaz și cred că până când nu va pleca conducta Nord Stream 2, nu vom asista la o reducere a prețului. Eu cred că după ce va pleca conducta Nord Stream 2, va fi funcțională, cred că prețul va reveni în parametri normali, acolo unde era înainte de această mărire. Nu la prețul anului 2020, când era 4 euro, ci la prețul anului 2012, undeva la 20-22 de euro pe megawatt, acum fiind 44-46 de euro, practic dublându-se. Și asta nu mă aștept să revină înapoi în această iarnă, ci cred că imediat după ea. Și odată cu această reducere și o reducere evident, la electricitate? După aceea, producția de energie electrică pe bază de gaz, evident, va fi mai ieftină, pentru că a scăzut materia primă. De aici, în lanț, Ce poate să vină ieftinieri ale prețului, inclusiv la energie electrică, dacă ne vom trezi cu un preț al certificatului de CO2 la anul, de la 55 la 70 de euro sau la 80 de euro. Dar eu cred că această scumpire a prețului de CO2, și a energiei și a gazului natural, cred că va trebui să dea de gândit colegilor noștri din Comisia Europeană și să nu mai fim chiar așa, hai repede să scoatem gazul, să scoatem combustibilul fosil, să înlocuim cu regenerabil, că se pare că nu putem. Se pare că nu putem, pentru că regenerabil, fără o echilibrare cu gaz, nu merge. Dacă nu folosim cărbune, trebuie să folosim gaz ca să echilibrăm. Adrian, și cred că ar trebui să fim un pic mult mai echilibrați în luarea decizii. Nu putem face această tranziție fără gazul natural. Adrian Vasilescu de la Banca Națională. În piața energiei este un dezmăț. Ei, adică furnizorii, cred că le-a venit momentul să-și umple buzunarele. Acum, eu cred că este un dezmăț vis-a-vis de facturi umflate, estimate aiurea, încărcare de contracte și cred că trebuie puse niște reguli și trebuie începute instituțiile statului care au atribuții de control să-și facă treaba, pentru că numai așa pot să înțeleagă că totuși în România nu pot să facă. Poate același lucru ar fi vrut ei să-l facă în țările lor de origine furnizorii și nu o să-l facă acolo, pentru că probabil acolo reacția este mult mai rapidă. Eu mă bucur că totuși instituțiile au reacționat, am avut discuții și împreună și de mâine să încep niște controle foarte, foarte serioase și legislația avem. Deci nu se pune problema că nu avem cadru legislativ. Avem cadru legislativ, avem amenzi foarte mari. Dacă este cazul, putem să modificăm amenzile. Și n-am nici cea mai mică reținere să vin în guvern cu ordonanță de urgență să modificăm amenzile și pentru alte tipuri de acțiuni care le fac anumiți furnizori și care devin o obișnuință a unora, inclusiv facturi mărite. De ce să nu plătească ei pentru facturi mărite la cifra de afaceri, dacă fac lucruri repetitive? Ca să nu mai fac a doua oară, să fii foarte atenți când fac lucrurile astea. Dar haideți să vedem cum decurge acest control pe care ANRU și ANPC-ul l-a anunțat și în funcție de asta vom vedea
Dacă mai e cazul să luăm estimarea măsuri. Dumneavoastră este că în prețurile generale scumpirile astea se vor simți când și cu cât? Păi eu cred că s-au simțit deja în prețurile generale. Prețul materialului de construcții implică inclusiv... Alimentele s-au scumpit. Alimentele implică inclusiv o componentă de energie, o componentă de energie. Dar ceea ce vrem noi să facem mai departe, pe lângă consumatorul vulnerabil, gândim o schemă de ajutor pentru această iarnă, pentru milioane de români care au venit mediu, care au un consum mediu, atât la gaz natural cât și la energie electrică, și vom veni în săptămâna aceasta cu o propunere. O voi prezenta întâi premierul, după care vom ieși cu ea publică și continuăm programul pentru întreprinderile mici și private, mijlocii, pentru fabricile de pâine, de exemplu, pentru a-și monta panouri solare, oferim granturi de 100.000 de euro pentru a-și monta panouri solare pe acoperișile clădirilor să-și optimizeze costurile cu energie electrică. Deci pot face reduceri extraordinar de mari și să devină mult mai competitiv, să ieftinească prețul. Foarte scurt, domnule ministru. Materialul cum care funcționează? Le fac. Cum funcționează consumatorul vulnerabil? Care este sistemul, cui să ceară? Este vorba despre familiile care au venituri sub medie? E vorba de familiile care au, dacă este o familie dacă e familie cu un membru de familie, venitul este de 1444, plafonul de venituri, dacă sunt cu mai mulți membri de familie, 810 lei pe membru de familie. Și pot să obțină pe scurt așa 810 lunar sau 810? Vorbim de lunar, nu, vorbim de lunar. 1444 lunar sau 810 lunar. În casă și poți să obțin așa 250 de lei pentru, maxim 250 de lei pentru gaz lunar, 500 de lei pentru energie electrică și 160 de lei pentru lemn de foc. Deci poți să obțin, astea sunt sumele maximale în funcție de... Agenția de Prestații Sociale, Ministerul Muncii. Este un proiect al Ministerului Muncii. Noi l-am fost doar avizatori. L-am aprobat în martie în guvern. A trecut de Camera Superioară de Senat, dacă nu mă înșel, prin mai, la sfârșitul lui mai. Și eu sper ca în septembrie să fie aprobat de Parlament, de Camera Deputaților. Există mai multe dispute pe tragerea înainte, pe data de începere a acestui, de intrare în funcțiunea acestei legi, dar vreau să vă zic că o să venim cu un alt pachet, o altă lege care ajută mult mai mulți oameni, vorbim de milioane de oameni, inclusiv pe consumatorii vulnerabili și, practic, din punctul nostru al Ministerului Energiei, venim cu această lege pe care o vom aproba prin ordonanță de urgență pentru această iarnă, probabil 1 noiembrie, 31 martie. Practic, din punctul nostru de vedere, nu mai atât de important în cât timp și cât de repede se face legea consumatorului vulnerabil, pentru că această iarnă, inclusiv consumatorii vulnerabili și cei care au până la venit mediu sau consum mediu, cam același lucru, vor fi protejați. Mulțumesc. Virgil Popescu, ministrul energiei în studioul Digi24, vă mulțumesc.